Raportul de șomaj între plățile angajatorilor și cheltuielile cu șomerii este de ani de zile în deficit. Așa s-a ajuns ca la forțele de muncă banii necesari pentru plata șomerilor să vină exclusiv de la stat. La nivelul județului Vaslui, contribuția angajatorilor la fondul asigurărilor pentru șomaj este de peste 315.000 de lei, în timp ce cheltuielile cu șomerii se ridică la peste 1 milion de lei. Acest lucru înseamnă că Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui primește de la bugetul satului 95% din banii necesari pentru cheltuielile cu șomerii. În luna august, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a plătit peste 1.400.000 de lei numai la ajutorul de șomaj.